tuturor! Suntem foarte bucuroși să vă vedem pe canalul Selling Studio. Precum deja știți, mă numesc Ana și sunt Selling Blogger. Da, noi deja ne întâlnim timp de o jumătate de an, da. Dar aceasta este o acuță, simbolul anului 2021. Da. Este foarte straniu să înțeleg că deja este 2021, da. Și eu voi împlini 20 de ani în anul acesta. Este foarte strașnic. Deci, precum eu v-am promis în videourile precedente, azi noi vom vorbi despre Crăciunul, despre tradițiile Crăciunului. Da. Despre bucate care trebuie să fie gătite și cum trebuie să fie petrecută sărbătoarea aceasta. Deci, de fapt, eu filmez acest video chiar în noapte de Crăciun și probabil undeva pe aici trece Moș Nicolae. Cine știe? Deci, haideți să începem! Ținând cont de faptul că în țara noastră sunt oameni de mai multe religii, eu am decis să începem acest video cu istoria sărbătorii, cu istoria Crăciunului. Deci, deja 2021 de ani în urmă, în orașul Betleem, mi se pare că asta a fost în Iudee, Maria, o femeie ordinară, a născut un bebeluș. Dar acest bebeluș nu era ordinar. Acest bebeluș era fiul lui Dumnezeu. Da, Crăciunul este o sărbătoare religioasă și este sărbătoarea creștinilor. Cred că creștinii din toate culturile ale lumii sărbătoresc Crăciunul, numai probabil în diferite zile, da. Cineva în SUA, în Europa, oamenii sărbătoresc Crăciunul azi, pe data de 25 decembrie, dar în Rusia, în Ucraina, mi se pare, și mai mulți oameni în Moldova sărbătoresc Crăciunul pe data de 7 ianuarie. Da. De fapt, aș vrea să menționez faptul că Iisus Hristos nu s-a născut chiar la mijlocul nopții, când se începe o ziua nouă. Nu. Când el s-a născut, pe cer a apărut o stea. Adică, este corect să începem sărbătoarea aceasta când pe cer apare prima stea. Adică, toți oamenii, toate familia se adună la masă și când pe cerul apare prima stea, ei încep să sărbătoresc Crăciunul și să slăvesc Hristosul și Dumnezeu. Dar apare o întrebare. De ce trebuie să-L slăvim pe Iisus Hristos? Ce El a făcut? Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să ne salveze viețile, ca să ne salveze sufletele. Pentru că lumea noastră este destul de păcătoasă, cred că fiecare știe. Și El a fost acel care a adus lumină nu doar pe pământul nostru, dar și în casele noastre și în sufletele noastre. El era sincer, El era inocent, El era îngăduitor de păcatele noastre și trebuie să menționăm faptul și nu să le mintim că El și-a sacrificat viața pentru civilizația noastră, pentru prosperitatea noastră, pentru sufletele noastre. Da. Și trebuie să-L mulțumim pentru asta, pentru acest sacrificiu. Și de aceea, pentru toți creștini, această zi este cea mai importantă zi anuală. Da, cea mai importantă sărbătoare. Da, a doua este Paștele, precum eu știu. Dar acum, eu vă propun să aflăm cum au sărbătorit Crăciunul în Moldova strămoșii noștri. Ca de obicei, eu am o listă specială cu ceea ce se referă la Crăciun. Da, referă de Crăciun. Da, mă scuzați.
Și aici sunt descrise niște tradițiile, bucate tradiționale, adică masă tradițională de Crăciun. Haideți să aflăm niște detalii interesante. Da, eu deja am citit totul acesta și sunt gata să vă povestesc. Deci, mai întâi aș vrea să spun ce este comun pentru toți creștinii din toate colțurile ale lumii. Înainte de Crăciun, trebuie fiecare creștin să țină post. Da. Ce înseamnă post? Post este o perioadă, de fapt, această perioadă durează 40 de zile și timp de această perioadă, oamenii refuză de carne, de lapte, refuză de fapte și gândurile rele. Da. Și dacă noi sărbătorim Crăciunul pe data de 7 ianuarie, atunci postul se începe pe data de 28 noiembrie, dar dacă noi sărbătorim Crăciunul astăzi, adică pe data de 25 decembrie, Crăciun fericit, de fapt, trebuie să începem post cu 14 zile mai înainte, adică pe data de vreo 14 noiembrie, da, cam așa. Dar acum, haideți să vorbim care sunt tradițiile anume moldovenești. Cum noi sărbătorim Crăciunul, cum noi trebuie să sărbătorim Crăciunul, cum strămoșii noștri au sărbătorit Crăciunul. Precum noi știm, fiecare sărbătoare are simbolurile, are caracterele specifice sale. Deci, noapte de Revelion în casele noastre, vin Moș Crăciun și Albă Căzăpadă. Dar în Moldova este un caracter special care se numește Babă Hârcă. Da, un simbol anului trecut. Timp de Crăciun, noi tot avem două personaje specializate care se numesc Capra și Călușar. Da, precum am înțeles, este unul dintre colindători. Dacă noi deja am început să vorbim despre colinde, aș vrea să spun că colindele este o tradiție foarte frumoasă de Crăciun. Precum noi știm, în ziua de Crăciun, în seara de Crăciun, copiii mici și adulți trec printre vecinile sale, printre rudele sale și cântă colindele. De fapt, eu consider că este o tradiție foarte interesantă pentru că așa oamenii au posibilitatea de a împărți această sărbătoare, de a împărți bucuria acestei sărbători cu toți, cu toată lumea. Și de fapt, colindele sunt o idee foarte, foarte frumoasă. De fapt, știți, în școală, când eram elevă, da, era așa de mult. Când învățam la școală, profesoara noastră de limba română, doamna Veronica, ne-a oferit să avem așa activitate. Câteva zile înainte de Crăciun, mi se pare că a fost dată de 22 decembrie sau 23 decembrie, așa ceva, noi am venit la școală mai devreme și toate clasele, clasa 11, clasa 12, clasa 10 și clasele mai mici, noi am cântat colindele și de fapt eu chiar acum îmi amintesc unele, de fapt prima este o urătură, dar eu vă sfătuiesc și să o amintiți pentru că este o urătură care poate să vă ajute, care o puteți folosi și pentru și pentru zile de naștere și pentru aniversări, da. Noi toți, mi se pare că eram vreo 50 de oameni,
spuneam să trăiți ca mere, ca pere în mijlocul primăverii, la anul și la mulți ani. Da, asta este numai patru strofe pe care eu le amintesc și eu amintesc refrenul a unei colinde de Crăciun, de fapt. Este un cântec și el sună așa ceva. A Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii l-adoară. Păstori aleargă, iesle înconjoară, mari minunțe întâmplare. Așa ceva și eu, de fapt, știți, când omul colinde, ai așa de multe emoții pozitive și de aceea eu tot vă sfătuiesc să colindați. Da, nu vă uitați să treceți prin prietenele, prin rudele, prin prietenii, mă scuzați, prin prietenii, prin rudele și să colindați. Învățați vreo patru strofe și asta va fi, și asta tot vă vor aduce niște emoții pozitive și aceasta va crea această atmosferă sărbătorii. Da, cred că este foarte autentic. Și o altă tradiție autentică, da, îmi place acest cuvânt, o altă tradiție autentică se numește plugușorul și este ca o teatrul de Crăciun. Adică, ea se aseamănă un pic cu colinde, să spunem așa. Pentru că oamenii care sunt îmbrăcați în niște costume trec prin rudele, prin satele, prin vecinile și creez atmosfera de spectacol de Crăciun, atmosfera de spectacol teatralizat în curtea celor la care ei au venit. Da, adică ei povestesc oamenilor cum s-a născut Iisus Hristos, probabil arată niște alte tradiții de Crăciun și eu cred că asta tot este foarte interesant. Și dacă sunteți o persoană artistică, eu tot vă sfătuiesc să veniți prin rudele, prin vecinile sale. Nu vă uitați despre masca. Nu vă uitați despre masca, dar probabil mai bine e să colindați și să faceți și să aranja, să faceți acest teatru teatralizat probabil în anul 2022, pentru acum este foarte periculos. Da. Știți, niște minute eu trăiesc în așa o lume unde nu există coronavirus, dar apoi eu parcă mă trezesc și mă amintesc despre coronavirus și eu, da, vă sfătuiesc. Probabil puteți să sunați prin Viber, prin WhatsApp, prin Discord sau prin Skype și să colindați. De ce nu? De fapt, nu este periculos și tot creează atmosfera Crăciunului. Adică, nu vă ezitați să colindați și să faceți plugușorul. Cred că este corect de spus așa. Mi se pare că 2 săptămâni în urmă noi am vorbit despre masa de Crăciun, despre tradițiile de Crăciun. Și eu v-am spus că există niște bucate tradiționale, precum crăciunei, colivă, sarmale, carne, care neapărat trebuie să fie pe masa de Crăciun. De fapt, eu cred că voi vă amintiți că eu am menționat faptul că pe masă, când noi ne întâlnim anul nou, trebuie să... Când noi întâlnim anul nou, trebuie să fie 12 bucate, pentru că noi avem 12 luni. Deci, de fapt, eu aș vrea să vă spun niște tradiții legate de masă de Crăciun. Prima. Existau mai multe obiceiuri legate de plante. De exemplu, înainte de anul nou și de Crăciun, se aduceau în casă ramuri de pomi fructiferi, de obicei de măr. Se puneau pe masă sub coană și se împodobeau cu fructe și prăjituri. Se considera că dacă acest pom fructifer va înflori, anul care vine va fi bogat, roada va fi bogată și solul va fi roditor și, da, anul va fi prosper. Dar dacă nu, din păcate, anul va fi un pic greu.
Și există o tradiție care destul mi-a plăcut. Într-un vas cu sol se plantau niște sămânțe de grâu, ovăz, secară, mei, ors și au fost lăsate pentru câteva zile. Gospodine aveau grijă de acest pământel și dacă vreo cultură va rodi, să spunem așa, va înverzi, atunci această cultură va fi plantată primăvara. Dar dacă nu, ea nu va fi semănată, din păcate. Și încă o tradiție pe care eu am aflat-o, sub față de masă, de Crăciun și de Revelion, se puneau fire de fân care simbolizau viitoare recoltă bogată. Sub masă se puneau paie sau un brăzdar, aceasta simbolizând o arătură bună. Și încă vreau să menționez faptul că ceea ce a fost prezentat pe masă de Crăciun tot avea, să spunem așa, un simbol său, da. De exemplu, dacă pe masă de Crăciun gazda punea carne de iepure, aceasta arăta agerime. Eu cred că și carne de găină, și carne de vacă, și carne de porc tot avea vreo simbolizare. Dar, din păcate, eu nu am reușit să o găsesc. Dar acum, noi finisăm acest video, noi finisăm anul 2020, noi finisăm an... Da, și noi finisăm anul de studiu. Nu anul de studiu, semestrul de studiu. Acum voi ați aflat niște informații foarte interesante, eu sper așa, despre Crăciun, dar și despre Revelion. Noi am cântat colinde în mod de carantină, da, adică asta nu era periculos pentru sănătatea a mea și a voastră. Și da, eu tot vă sfătuiesc să cântați colinde prin internet. De ce nu? Este o idee foarte interesantă. În mai noi am avut niște îmbrățișări online, dar eu vă propun să colindați online. Deci, ce pot să vă urez? Vă urez Crăciun fericit, vă urez, în primul rând, de fapt, sănătate, vă urez bucurie, vă urez să petreceți această ziua cu rudele, cu cei mai apropiați. Vă urez că coronavirusul nu vină în casele voastre și să aveți zâmbetul pe parcursul nu doar sărbători de iarnă, dar pe parcursul întregului an. Dar, de fapt, noi, cu învățătorii din Selling Studio, avem un micuț cadou pentru voi, pentru spectatorii. Eu vă sfătuiesc pe data de 31 decembrie să accesați pagina canalului nostru sau să accesați pagina noastră din Facebook sau din Instagram, pentru că acolo va apărea un video de anul nou. Dar asta este un secret. Deci, Crăciun fericit și să fic, trebuie să menționez faptul că videoul următor va fi peste 2 săptămâni, pentru că eu tot am vacanță, da! Să spunem așa, este primul concediu al meu. Deci, Crăciun fericit și la revedere!